Ți-am vorbit la timp și la timp. Ți-am vorbit în scurgerea vremurilor și te-am călăuzit cu lumina mea și cu brațul meu atotputeaz. Mulțumim! Iată că și în noaptea aceasta, zice Domnul oștirilor, vreau să-ți descoper tainele mele ca să te pregătesc. Îți mulțumim! Și tu să ascult și să iei aminte la glasul meu care este viu și veșnic și lucrător. Da, zice Domnul, iată căci voi cântări pământul cu lucrătorii lui. Și voi face în anul acesta în care ați intrat, zice Domnul, minunele mele ca să se vadă chiar de cel care nu crede în lucrările mele, chiar de cel care nu crede și a predosime de gen, vreau să-L arăt că și eu sunt Dumnezeu. Mările Domnului! Iată, zice Domnul, anul acesta este un an de pregătire. Ruparadofel gotostive de gând, pe mulți îi voi pregăti pe paturi de suferință. Pe mulți îi voi trezi din somn, cum l-am trezit pe Petru și a predostive de gând. Și pe cei care sunt căldicei, zice Domnul, îi voi încălzi și îi voi face să fie în clocot pentru mine. Nu sta nepăsător, zice Domnul oștirilor, căci iată, dacă ochii tăi ar vedea ce vine în anul acesta în care ați intrat, nu ți-ai dislipit genunchii de pământ, zice Domnul oștirilor, și mâinile vieții ne-a necurmat ridicate spre mine, să te îmbrac cu putere, zice cel ce este bine. Nu vă îngrijorați de lucrurile peritoare, zice Domnul, căci nu veți duce în lipsă, zice cel ce este bine. Nu vă îngrijorați, zice Domnul, de lucrurile pe care vin la urechile voastre și vă spământă, ci înspământați-vă de cuvântul meu care nu-l împeniți, zice Domnul, și pe care îl cer de la voi într-o vreme ca aceasta. Unde vă este credința, zice Domnul oștirilor? Unde vă este răbdarea? Unde vă este dragostea, zice cel ce este viu? Iată că anul acesta voi turna din belșug din Duhul meu cel Sfânt pentru cei ce cred într-o vreme ca aceasta ca să-i pregătesc și să vadă slava mea, voi lăsa ungerea ochilor să vadă lucrările mele minunate și să poată vesti că și eu sunt gata să vin să-mi iau poporul. Pregătește-te, poporule, zice Duhul Sfânt, pentru că semnele venirii în anul acesta în care ați intrat se va vedea cu ochiul liber și se va zgudui pământul întreg, pentru că și iată, sunt gata să vin să-mi iau mireasa, nu mai este mult, zice cel ce este viu. De aceea stai la adăpostul meu și cheamă-mă pe mine în orice clip a vieții tale, pentru că și dacă mă vei asculta și dacă mă vei chema, zice Domnul, nu te voi părăsi. Voi merge înaintea ta ca un viteaz, zice Domnul, și voi da toate barierele la o parte și vei călca pe urmele mele, zice Domnul. Dar pentru aceasta trebuie să ai ochii deschiși, trebuie să ai inima plină de Duhul Sfânt, să ai privirea ridicată înspre mine, zice Domnul. De aceea pregătește-te, căci iată, mulți chiar dintre voi, zice Domnul, îi voi ciocli anul acesta pentru că nu se lasă prelucrați. Predofalgatoște, bradostive de gen, pentru că iată, am milă și vreau să lucrez cu milă, zice Domnul oștirilor. Jabraidostive de gotostive de gen, iată căci voi cerceta și cetatea aceasta, zice Domnul, și voi face lucrările mele pe care le-am promis de multă vreme. De aceea îmbărbătează-te, ridică-te la starea de om mare, zice Domnul, și astfel voi lucra și vei vedea lucrările mele minunate și vei mulțumi. Amin. 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 Gloria Domnului.